Dragi elevi, sunt Anca Toșa, profesor de matematică la școala gimnazială Vasile Alexandri. Astăzi vă voi prezenta niște aplicații la formulele de calcul prescurtat. V-am prezentat data trecută trei formule de calcul prescurtat. A plus B, totul la pătrat, primul termen din formulă fiind A, al doilea B. Deci, formula este primul termen la pătrat, A pătrat, plus de două ori produsul celor doi termeni, adică 2AB, plus al doilea termen la pătrat, B pătrat. Următoarea formulă, A minus B la pătrat, adică A pătrat minus 2AB plus B pătrat. Și produsul A plus B pe lângă A minus B, pe care îl calculăm mai repede, ca A la a doua minus B la a doua. Să începem cu prima aplicație. Rezultatul calculului 2x plus 1 totul la pătrat este. Și avem acolo patru variante de răspuns. Haideți să vedem care este varianta corectă. Vom calcula 2x plus 1 totul la pătrat. Deci aici vom folosi formula a plus b totul la puterea a doua. Unde la noi a este 2x, iar b este 1. Deci, conform formulei, a pătrat 2x totul a pătrat, plus 2ab, adică plus 2 ori 2x ori 1, plus b pătrat, plus 1 la pătrat. Și efectuăm calculele și obținem 4x pătrat plus 4x plus 1. Răspunsul corect este varianta D. Să trecem la următoarea aplicație. Produsul numerelor a egal radical din 5 Minus radical din 3 și b egal radical din 5 plus radical din 3 este egal cu. Avem 4 variante de răspuns. Produsul înseamnă să le înmulțim. Deci vom înmulți radical din 5 minus radical din 3 cu radical din 5 plus radical din 3. Aici avem a minus b, iar a doua paranteză este un a plus b. Deci folosim această formulă care e egal a la pătrat minus b la pătrat, în cazul nostru, radical din 5 la pătrat minus radical din 3 la pătrat, ceea ce înseamnă 5 minus 3 și răspunsul final este 2. Răspunsul corect este varianta A. Să trecem la următoarea aplicație. 4 elevi au calculat media geometrică a numerelor x și y unde x este. 4 minus radical din 7 și y este 4 plus radical din 7. Întrebarea este: cine a răspuns corect? Ioan a obținut rezultatul 9, Daria 25, Maria 3 și Bogdan 5. Haideți acum să calculăm ceea ce ne-a cerut enunțul, media geometrică. Media geometrică înseamnă radical din produsul celor două numere. În cazul nostru, radical din x ori y, adică Radical din 4 minus radical din 7 de multiplic cu 4 plus radical din 7. Și aici avem aceeași formulă. Aici avem un a minus b, prima paranteză, și a doua un a plus b. Vedeți, termenul a este 4 în ambele paranteze, iar termenul b este radical din 7. Și această formulă era egal cu a la a doua minus b la a doua. Deci, 4 la 2, minus radical din 7 la 2. Egal mai departe, radical din 4 la 2 înseamnă 4 ori 4, 16, minus radical din 7 la 2 este 7. Și această diferență ne-a dat radical din 9, ceea ce înseamnă 3. Răspunsul corect l-a dat Maria, care este la punctul D. Să trecem la exercițiul 4. Dacă A plus B este 5, și produsul A or B este 1 pe 4, atunci A pătrat plus B pătrat este egal cu și vedeți că aveți din nou 4 variante de răspuns. Cum rezolvăm acest exercițiu? Am ridicat la pătrat expresia din enunț. Vom scrie că A plus B totul la pătrat este egal cu 5 la pătrat. De ce am ridicat la pătrat? Ca să obținem termenii A pătrat și B pătrat. Exact acolo este formula A plus B la pătrat, ceea ce înseamnă A pătrat plus 2ab plus b pătrat egal 25. Produsul A ori B l-am înlocuit cu 1 pe 4 conform enunțului. Deci vom obține A pătrat plus 2 ori 1 pe 4 plus b pătrat egal 25. Am simplificat 2 cu 4 și aici am obținut 2. Deci obținem A pătrat plus 1 pe 2 plus B pătrat e 25. O să-l trecem pe 1 pe 2 în partea dreaptă cu semn schimbat și obținem că A pătrat plus B pătrat egal 25 minus 1 pe 2. Numitorul comun este 2 și îl amplificăm pe 25 cu 2. Și vom obține 50 minus 1, totul pe 2 care este egal cu 49 pe 2. Varianta corectă este C. Următorul exercițiu. Se consideră expresia e de x egal 2x plus 1 totul la pătrat minus x minus 1 totul la pătrat plus x minus 2 de mulțit cu x plus 2 minus 4x pătrat pentru orice x real. Și de data aceasta avem trei întrebări. Prima, aduceți expresia la forma cea mai simplă. A doua, calculează valoarea expresiei pentru x egal cu minus 1. Și a treia, rezolvă în mulțimea numerelor naturale inecuația e de x mai mic sau egal ca 10. Haideți să ne uităm la expresie. Ce observăm? Prima paranteză este formula a plus b totul la pătrat. A doua paranteză este formula A minus B totul la pătrat. Iar acest produs îl vom calcula după formula A minus B de înmulțit cu A plus B. Deci observați că în, practic în acest exercițiu întâlnim cele trei formule pe care noi le-am repetat anterior. Și să răspundem la primul punct, să aducem expresia la forma cea mai simplă. Asta înseamnă să efectuăm formulele și să reducem la final termenii asemenea. Deci, conform primei formule, avem a pătrat, 2x totul la pătrat. Plus 2ab înseamnă 2 ori 2x ori 1, plus b pătrat 1 la pătrat, care înseamnă 1. Minus, atenție, rezultatul celei de-a doua formule, adică x minus 1 totul la pătrat, îl scriem în paranteză. De ce? Că avem semnul minus în față și la sfârșit când desfacem paranteza, ni se vor schimba semnele. Deci avem x pătrat minus 2 ori x ori 1 plus 1, că 1 la pătrat este 1, plus a minus b pe lângă a plus b, dacă vă amintiți, era a la a doua minus b la a doua. Deci în cazul nostru, x la a doua minus 2 la a doua și ultimul termen minus 4x pătrat. Vom efectua calculele și desfacem paranteza. e de x egal 4x pătrat plus 4x plus 1. Atenție, schimbăm semnele că avem minus în fața parantezei. Vom scrie minus x pătrat plus 2x minus 1 și în continuare, x pătrat minus 4, minus 4x pătrat. Reducem termenii asemenea. Deci, 4x pătrat se reduce cu minus 4x pătrat, plus 1 cu minus 1, minus x pătrat cu plus x pătrat. Să vedem ce ne-a mai rămas. Ne-a rămas termenul 4x, adunat cu 2x înseamnă 6x și mai avem aici un minus 4. Deci forma cea mai simplă a expresiei este 6x minus 4. Și am terminat punctul A. Trecem la punctul B, să-l mai citim o dată, să calculăm valoarea expresiei pentru x egal cu minus 1. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că în expresia noastră adusă la forma cea mai simplă, am repetat-o și pe acest slide, este 6x minus 4, vom înlocui pe x cu minus 1. Deci în locul lui x am pus minus 1. Ce obținem? 6 ori minus 1, minus 4. Produsul dintre un număr pozitiv și unul negativ este negativ, deci minus 6, minus 4. Și rezultatul final este minus 10. Întrebarea C era să rezolvăm în mulțimea numărelor naturale în ecuația e de x mai mic sau egal decât 10. e de x este 6x minus 4 ceea ce înseamnă că 6x minus 4 trebuie să fie mai mic sau egal decât 10. Minus 4 din stânga îl vom trece cu plus în partea dreaptă și obținem că 6x mai mic sau egal decât 10 plus 4. Suma este 14. Deci 6x mai mic sau egal decât 14, ceea ce înseamnă că x e mai mic sau egal decât 14 supra 6. Dacă efectuăm această împărțire, 14 la 6, acest rezultat este aproximativ egal cu 2,33, practic este 2,3 în perioadă. Dacă ați fost atenți la enunț, ni se cerea să rezolvăm în mulțimea numerelor naturale această inecuație. Deci numerele X naturale mai mici sau egale decât 2,33 sunt 0, 1 și 2. Vă rog la inecuații să, să fiți atenți că vi se cere poate să le rezolvați în R, în N sau în Z. Trecem la următorul exercițiu. Se dau două numere. A egal radical din 3 minus radical din 5 și B egal cu radical din 3 plus radical din 5. Avem și aici două întrebări. Să calculăm produsul numerelor, adică A or B și să arătăm că a plus b la pătrat este egal cu 10. Prima întrebare, produsul numerelor. Dacă avem două numere cu radical, se mulțesc cantitățile de subradical, deci radical din 3 minus radical din 5. De cu radical din 3 plus radical din 5, înseamnă radical mare din produsul termenilor de subradical, adică 3 minus radical din 5, de cu 3 plus radical din 5. Și observăm și aici că avem tot formulă. Ce formulă? A minus B este prima paranteză, A plus B este a doua paranteză. Și formula era A la a doua minus B la a doua. În cazul nostru a e 3 și b e radical din 5, deci 3 la a doua minus radical din 5 la a doua, ceea ce înseamnă radical din 9 minus 5, Obținem radical din 4 care este 2. Deci am răspuns la prima întrebare: produsul numerelor ne-a dat 2. La următoarea avem de calculat a plus b la pătrat. E adevărat, este un număr mai mare, dar să nu uităm că acesta este numărul a din formulă și acesta este numărul b din formulă. Deci a plus b la pătrat însemna a pătrat. Deci a pătrat fiind acest termen radical din. 3 minus radical din 5, totul la pătrat. 2 ori a ori b, adică 2 ori radical din 3 minus radical din 5 ori radical din 3 plus radical din 5 și ultimul termen este plus B la pătrat. Efectuăm calculele. Radical din 3 minus radical din 5 totul la pătrat, fiind un număr pozitiv, acesta este egal cu 3 minus radical din 5. Atenție! La primul punct am făcut produsul A ori B, al acestor două numere. Și dacă vă mai amintiți, acest produs ne-a dat 2. Deci am folosit rezultatul de la prima întrebare. N-am mai calculat acum produsul și în loc de acest produs am scris 2. Și radical din 3 plus radical din 5 totul la pătrat este egal cu 3 plus radical din 5. Reducem și aici termenii, adică minus radical din 5 cu plus radical din 5, se reduc. Ce ne-a mai rămas? 3 plus 4 de la 2 ori 2 plus 3. Și în final, această sumă ne-a dat 10 exact cât trebuia să arătăm noi, că A plus B la pătrat este egal cu 10. Următorul exercițiu. Se consideră expresia E de X egal cu 3X minus 1 pe lângă 3X plus 1 minus 3X plus 2 totul la pătrat plus 2 pe lângă X plus 3. Și aici avem trei întrebări. Să aducem expresia la forma cea mai simplă să rezolvăm ecuația e de x egal 11 și a treia întrebare, să calculăm media aritmetică a numerelor e de minus 1 și e de 2. Dacă ne uităm la expresie și aici avem două formule. Prima, a minus b pe lângă a plus b. A doua paranteză este formula a plus b totul la pătrat, iar ultima este o înmulțire. Aplicând formulele produsul a minus b pe lângă a plus b înseamnă a pătrat minus b pătrat deci în cazul nostru 3x totul la pătrat minus 1 la pătrat. Ce spuneam și la exercițiul mai dinainte avem minus în fața unei formule deci scriem semnul minus și punem paranteză rezultatul formulei scriindu-l în paranteză. Deci a pătrat este 3x totul la pătrat 9x pătrat plus 2 ori 3x ori 2 plus b pătrat 2 la 2. Și am efectuat înmulțirea. Sigur știți cum se face. 2 din fața parantezei se mulțește pe rând cu fiecare paranteză. Deci obținem 2 ori x plus 2 ori 3 ne dă 6. Desfacem paranteza. Deci obținem e de x egal 9x pătrat minus 1 minus 9x pătrat minus 12x minus 4 plus 2x plus 6. Și acum reducem termenii asemenea. 9x pătrat cu minus 9x pătrat se reduc. Termenii asemenea sunt, îi subliniez, minus 12x plus 2x, care înseamnă minus 10x, minus 1 cu minus 4, minus 5 și cu plus 6 ne dă plus 1. Și aceasta este forma cea mai simplă a expresiei. Trecem la punctul B, unde avem de rezolvat ecuația E de x egal 11. Minus 10x plus 1, că atât este E de x egal 11. Numărul 1, din stânga îl trecem în dreapta cu semn schimbat și obținem minus 10x egal 11 minus 1 minus 10x egal 10, de unde x este 10 de împărțit la minus 10 și am obținut soluția minus 1. Punctul C ne cerea să aflăm media aritmetică a numerelor e de minus 1 și e de 2. Media aritmetică, dacă vă mai amintiți, înseamnă să adun toate numerele, așa mai prescurtat, și să le împar la câte sunt. Deci, în cazul nostru, e de minus 1 plus e de 2, totul supra 2 calculăm separat e de minus 1 și e de 2. e de minus 1 înseamnă în expresia e, o aveți aici, vom înlocui pe x cu minus 1, adică minus 10 ori minus 1 plus 1. Minus cu minus la mulțire ne dă plus, obținem 10 plus 1, 11. E de minus 2, în aceeași expresie, vom înlocui pe x cu 2, deci obținem minus 10 ori 2 plus 1, minus 20 plus 1, minus 19. Și acum putem să calculăm media aritmetică. 11 minus 19, totul pe 2. Obținem minus 8 pe 2, ceea ce înseamnă minus 4. Și am ajuns la ultima aplicație. Să arătăm că B egal. 3 supra, radical din 3, plus 1, totul la pătrat, plus 1, minus radical din 3, totul la pătrat este un număr natural. Să vedem ce formule aplicăm. Aici avem formula A plus B, totul la pătrat, deci o sumă la pătrat. Aici e semnul minus, deci avem formula A minus B, totul la pătrat. Să aplicăm formula. A pătrat înseamnă 3 supra radical din 3, totul la pătrat. Plus 2ab, 2 ori 3 supra radical din 3, ori 1. Plus b pătrat plus 1 la pătrat. Plus, observați că aici, având plus în fața parantezei, nu mai scriem rezultatul formulei în paranteză, întrucât plusul nu ne schimbă semnele. Deci, pentru a doua formulă avem 1 la a doua, minus 2ab minus 2 ori 1 ori radical din 3 plus b la a doua plus radical din 3 la a doua. b este egal. Ridicăm la pătrat. Cum ridicăm o fracție la pătrat? Ridicăm și 3 la puterea a doua și radical din 3 la a doua. Deci în cazul nostru 3 la a doua este 9, radical din 3 la a doua este 3. După care efectuăm înmulțirea 2 cu 3, obținem 6 pe radical din 3 plus 1, că 1 la a doua este 1, încă o dată 1, minus 2 radical din 3 plus radical din 3 la puterea a doua este 3. Am simplificat 9 pe 3 sau am împărțit și am obținut 3. 6 supra radical din 3, ca să-l putem calcula, am raționalizat. Adică ce am făcut? Am amplificat fracția 6 Radical din 3 cu radical din 3. De ce? Pentru a scăpa de radicalul de la numitor. Și ce am obținut? 6 radical din 3 supra 3, întrucât radical din 3, ori radical din 3 este 3. Plus 1, plus 1, încă o dată, minus 2 radical din 3, plus 3. Am adunat numerele: 3 cu 1, 4, cu 1, 5, cu 3, 8. 6 cu 3 le-am simplificat prin 3. Aici am obținut 1 și aici 2. Deci, plus 2 radical din 3 și minus 2 radical din 3. Se reduc. Și în final, răspunsul nostru este 8, ceea ce înseamnă că este natural. Deci am răspuns la întrebare, 8 este număr natural și acesta ne cerea exercițiu, să arătăm că numărul B este natural. În continuare v-am propus o mică temă. Aveți de efectuat sau de, de adus la forma cea mai simplă două expresii. Dacă ne uităm la prima expresie, vă dau o indicație. Aici avem formula A minus B la pătrat. Aici avem formula A plus b la pătrat, iar ultimul produs este un a minus b pe lângă un a plus b. Al doilea exercițiu este după același format, numai că este cu numere, adică cu radical. Iar ultimul exercițiu, al doilea, media geometrică a numerelor, vă mai reamintesc că media geometrică înseamnă Radical din produsul celor două numere și dacă sunteți atenți și aici aveți formula A minus B pe lângă A plus B. Vă spun la revedere și eu, sigur ne vom mai revedea la o altă lecție. Hai departe de oamenii care îți micșorează ambiția. Oamenii mici întotdeauna fac asta. Cei cu adevărat mari te fac să simți că și tu poți deveni mare. Știți cine spune asta? Scriitorul Mark Twain, autorul multor cărți de aventuri pe care sunt sigură că le-ați citit și voi. Cu aceste gânduri ne revedem și mâine dimineață, însă Teleșcoala continuă și după amiază cu lecții pentru elevii de liceu. Pe pagina de Facebook Teleșcoala TVR găsiți suporturile de curs și temele propuse. Rezolvările se discută la începutul lecțiilor viitoare și ambiționați-vă să vă faceți toate temele. Succes!